Bună ziua tuturor! Astăzi vom discuta despre Transnet și despre protecția împotriva electrocutării. Transnetul este o descărcare electrică care apare între un nor și pământ sau între un nor și un obiect înalt situat pe suprafața pământului. Când plouă afară sau este furtună, au loc mișcări de aer, atmosfera se ionizează, adică atomii din aer câștigă sau pierd electroni, sarcinile electrice pozitive se acumulează la suprafața Pământului, datorită ionizării, dar și datorită radiației solare, atrag sarcinile electrice negative dintr-un nor și astfel se produce o descărcare electrică. Transnetele produc numeroase incendii de locuințe și decese anual, de aceea, pentru a ne proteja împotriva lor, este bine să intrăm într-o locuință protejată prin paratransnet. Paratransnetul este amplasat în punctul cel mai înalt al unei clădiri și este compus dintr-un corp metalic cu vârf ascuțit, conectat prin intermediul unei tije metalice într-o priză de împământare. Benjamin Franklin, inventatorul paratransnetului, a constatat că electronii care coboară de la nor spre pământ atrag în primul rând sarcinile electrice pozitive care se acumulează cel mai mult în părțile superioare ale clădirilor sau în vârful copacilor înalți. Curentul electric provenit de la descărcarea electrică alege totdeauna calea cea mai ușoară, adică trece prin firul metalic și apoi se descarcă în pământ, protejând astfel locuința și oamenii din interior. Acesta este și motivul pentru care nu este recomandat să ne adăpostim de ploaie sub copaci, deoarece, în absența unui paratransnet, transnetul se descarcă prin copaci care pot să ia foc. Dacă în timpul ploii suntem surprinși într-o mașină, este bine să rămânem acolo, deoarece în interiorul mașinii suntem protejați de transnete, mașina acționând ca o veritabilă cușcă a lui Faraday, adică o incintă, care va împrăștia transnetul doar pe suprafața exterioară și apoi îl va descărca în pământ. Pentru a ne feri de electrocutarea de la rețeaua de energie electrică, toate uneltele pe care le vom folosi trebuie să aibă o parte izolatoare cu care interacționează mâna noastră. În experimentul alăturat, se vede cum bucățile de polistiren tăiate cu o foarfecă cu mâner izolator rămân pe foarfecă, deoarece se electrizează, iar bucățile de polistiren tăiate cu o foarfecă cu mâner metalic nu se electrizează, deoarece sarcina electrică s-a descărcat prin corpul nostru. Pentru a ne feri de o electrocutare accidentală, aparatele electrocasnice sunt introduse în carcase din material izolator. La finalul acestui material, aș dori să îmi explicați care este rolul celor două contacte metalice de pe un ștecher și de la o priză în protecția împotriva electrocutării.